În uvertura etapei a treia din seria C a diviziei A de handbal feminin s-au întâlnit CSM Deva și CSU Reșița. Conform așteptărilor, devencele s-au impus câștigând de o manieră clară, cu 37-15, după ce la pauză conduceau cu 18-10. Deva a obținut o victorie meritată, întrucât a dominat pe tot parcursul jocului, echipa din Reșița contând doar în primele 20 de minute. Practic, pentru Deva a fost mai mult un antrenament, acum întâlnind, după experiența unui an în Liga Florilor, o echipă de studente și junioare cu puțină experiență. Într-adevăr, o echipă foarte tânără, alcătuită din studente și junioare, așa cum ați menționat. În reconstrucție eram convins că ne va aștepta un adversar foarte puternic, cum este Deva, echipă care până la urmă în sezonul trecut a evoluat în Liga Națională. Ce putem spune? Au obținut o victorie meritată, ne-au dominat pe tot parcursul jocului, cred că cu excepția primelor 20 de minute în care am contat și noi, am întâlnit o echipă care exact cum ați menționat, s-a simțit ca la un antrenament. E de înțeles într-un fel, fetele noastre s-au și speriat la un moment dat, s-a văzut lipsa de experiență a jucătoarelor, în schimb am încercat să rulez întreg efectivul pe care l-am avut astăzi la dispoziție, pentru ele este important să crească de la joc la joc și în mod sigur în fața altor adversari vom face și jocuri mai bune în această ediție de campionat. Chiar dacă au învins la o diferență de 22 de goluri, handbalistele de la CSM Deva au făcut o mare risipă de energie pe teren. O victorie, nu pot să zic ușoară, pentru că întâlnim destul de multe echipe bune și în această serie. În schimb, noi ne-am pregătit foarte bine, am știut foarte bine ce avem de făcut în acest meci și un pic în proporție de 80% ne-am reprimit la echipele de astăzi. Eu cred că fiecare echipă din această serie este o echipă grea. În schimb, avem câteva contracandidate, două, trei echipe care se pot acolo la locurile 1-2. Dar eu zic că trebuie să le luăm pe cap, meciurile sunt foarte grele și nu trebuie să luăm nici adversar mai bine. În urma acestei victorii, CSM Deva rămâne lider neînvins în serie, iar staful tehnic se gândește deja la pregătirea meciurilor viitoare. O victorie lejeră în prima faptului că am jucat cu echipa de junioare, rezultatul este normal, dar vreau să felicit echipa oaspete care s-a bătut o echipă foarte frumoasă. Cred că dacă continuă cu acest drum vor avea rezultate mai bune și cred că vor ieși câteva jucătoare foarte bune de acolo. Noi am jucat același joc, am încercat să facem același joc la Oradea, în mare parte am reușit. Pe final de joc am încercat și jocul cu 2-2, ne pregătim pentru ce avem de făcut mai departe. Te mulțumim de rezultat, să fim sănătos, să vină toată lumea la antrenament, să fim toți sabți la antrenament și atunci va fi și mai ușor pentru noi. În punctul nostru de vedere era de așteptat, dar vedem ce se va întâmpla în continuare. Nu trebuie să ne punem pe o ureche, am o vorbă. Fiecare joc trebuie tratat cu seriozitate, cu maximă seriozitate, pentru că noi trebuie să ne pregătim pentru ce avem de făcut mai departe. După această etapă va fi o pauză competițională. Divizia A de handbal feminin urmând a se relua în al doilea weekend din octombrie, cu meciurile rundei a patra, în care CSM Deva va juca în deplasare la CSU Timișoara.